Așa, fiți atenți, dacă tot am văzut roșii, mi-am luat aminte de bancul cu roșii. Prostituată nu intră, că na, ei nu intră la jurături meserii. Bravo, cum sunt eu stand-upper, bravo, sau șomer. În limbajul românesc, da, ce vreau să zic, bancul cu roșia. Pe variante la Piatra Neamț, era un aprozar. Un aprozar? Și o prostituată mergea în fiecare zi la aprozarul ăla și cumpăra câte două roșii. Azi două roșii, mâini două roșii, mâini două roșii, dar numai câte două roșii lua, știi? Asta de la aprozar se gândea, ia numai două roșii, nu ia nimic altceva, ce-o face femeia asta cu roșii, știi? El mânca curiozitatea, bă, ce faci în fiecare, bă, dar în fiecare zi două roșii, două roșii, două roșii. La un moment dat își ia inima în dis și o întreabă. Anca o chema pe asta. Zice, Anca, dar ce... O fostă de-a ta, a? O fostă de-a mea, dar întâmplarea adevărată. Tu, Anco, da, ce faci tu cu roșii? În fiecare zi două roșii, nu te-ai săturat de roșii, două roșii, două roșii în fiecare zi? Zice, păi uite care treaba, zice, am doi clienți, șoferi de tir, moldoveni. Și când vin din cursă, că ei vin din Germania, se întorc acasă. Când vin din cursă, au brânză pe și merge bine cu roșii. Bă, da, e vechi, bă! Dacă am văzut roșii! Dacă am văzut roșii! Hai zic eu un banc, vrei un banc? Dacă am văzut roșii, da! Asta-i proaspăt acum, eram eu cu Țigănescu, eram la război. Văleu! Cu roșii, cu alea. Și erau de-astea, cazermate, cum se numesc. Și eram ascuns după o cazermată de-asta. Și îi zic eu lui Țigănescu, bă, fii atent. Am un ștou, acum fii atent cum scăpăm de toți fraierii ăștia ca să nu ne împușcăm degeaba. Și scoteam capul și strigam nume de astea. David! Mai ridica unul cap. Headshot. Păi ne băgăm înapoi după cazemată iar. Ion! Pac! Se ridica unul, da! Dă-i în cun de la... Strigai nume unul să ne simțea din ei. Să simțea și să ridica. Și s-au prins fraierii la un moment dat. Ai înțeles? S-au prins de ștou. Și ce-o zis, hai să facem și noi. Și au început să strige. Ion, Vasile, la un moment dat au nimerit Remus. Și eu acum când am auzit Remus, țigule, ai venit și mă strigă cu metru. Așa mi-ar face și viața reală. Deci eu îl cred că așa mi-ar face și viața reală. Să mă dacă nu. Ai un leu la Pompiliu. Da, am un leu la Pompiliu. Ai un leu la Pompiliu, că eu n-am folosit în jurături.